Partidul Social-Democrat, filiala Timiș, propune oameni cu experiență în administrație pentru mandatul 2024-2028 în Consiliul Județean Timiș. Un drum european în care Timișul poate să recupereze ultimii ani pierduți și decalajele față de alte județe din țară. Anul 2024 este anul schimbării în județul Timiș cu Alfred Simonis, președinte al Consiliului Județean Timiș. O reprezentare solidă a țării noastre cu oameni capabili la nivelul instituțiilor europene poate să însemne fonduri europene mai multe și prioritizarea pe agenda europeană a subiectelor care ne interesează cu prioritate, a transmis Alexandru Iovescu. Lista de consilieri județeni propusă de PSD Timiș continuă cu Aura Danielescu, inspector școlar general în Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Radu Țoancă, Gabriela Popović sau Alexandru Degeanschi, consilier personal al Ministrului Agriculturii.